Așa a coborât și Nicolae Ceaușescu în 1989, pe 22 decembrie, undeva în jur de ora 12 și 12 jumate. Atâta doar că ușa nu și-a deschis-o singur, ci i-a deschis-o garda sa de corp, maiorul Raț. Ceaușescu, eu nu sunt speriat acum, Ceaușescu era speriat. Pe ușa cealaltă din dreapta a coborât Elena Ceaușescu, amândoi însoțiți de gărzi, de Manea Mănescu, de Emil Bobu, au mers spre palat, în direcția asta. Și atunci erau acești nuci, și atunci erau acești meri. Ăsta era decorul, erau ceva mai tineri, adevărat, acești pomi, și brazii ăștia la fel. Au mers speriați spre palat, sperând că în felul ăsta vor găsi cheia ieșirii din impasul teribil în care intraseră. Plecase de 13 minute de pe sediul CC, au ajuns aici, vreau să ajungă undeva, pentru că aici nu erau în siguranță, spuneau ei, pentru că deja aveau semnale, au văzut mișcări ciudate și vreau să plece. De aici vreau să facă legături spre un loc mai sigur. Munte Pătrău, am mers la parat. Cuvântul care caracteriza atunci cuplul dictatorial era frica. Alt cuvânt era panica. Alt cuvânt era disperarea. Cei doi atotputernici erau doi bătrâni, părăsiți, singuri, disperați, care nu mai aveau pământ sub picioare. Puterea lor se prăbușea precum un castel de nisip. Mergeau într-acolo. De fapt, nu știau încotro merg. Și se va dovedi că mergeau spre nicăieri. Mergeau spre moarte. De obicei, Nicolae Ceaușescu, când venea la Znagov, aici la palat, venea cu mașina și mergea pe traseul ăsta, sau cu șalupa și avea debarcadere, și are, este și acum debarcadere în spate, și trăgea, deci, pe calea apei. Când mergea cu mașina, cum a făcut deseori, venea pe acest traseu. Este un traseu pe care nu l-a urmat în decembrie 89, când era foarte grăbit. Pe aici venea când avea oaspeți și avea oaspeți înalți, gen șef de state sau înalți demnitari străini, venea cu ei aici la discuții. Ultimul a fost Yasser Arafat, liderul Organizației pentru Eliberarea Palestinei pe vremea aceea, prietenul lui din lumea arabă, care în martie 89 a venit aici la palat. Aceasta era intrare oficială. Ceaușescu n-a folosit-o însă pe 20 decembrie. Grăbit să ajungă de la elicopter la biroul oficial, a mers pe scurtătură, pe aleea din spate. Acolo merge și noi acum. Pe 22 decembrie spuneți că a venit cu elicopterul pe 22. Elicopterul și de elicopter a luat-o pe scurtătură. Pe scurtătură, da. Ca să ajungă mai repede înăuntru. Da. Avea o intrare deschisă la... Da, era ușa deschisă, era doamna Iema care l-a așteptat atunci. Doar graba l-a făcut să nu intre pe acolo. Pe nu știu neapărat. Poate să nu-l vadă nimeni. A, să fie mai discret. Cred. A mers pe aleea asta, da? Da, s-a ales pe... Am mers așa pe alee până la birou. Nicolae și Elena Ceaușescu erau doi oameni foarte grăbiți. Au parcurs în câteva secunde această alee, s-au apropiat de clădire, știau că e deschisă ușa, știau bine traseul aici prin spate. Probabil că au vrut să fie și foarte discreți, pentru că 10-15 secunde ca să intre prin față nu cred că era o problemă. Erau speriați și au vrut să nu fie observați. Erau înspăimântați atunci pe 22 decembrie, pentru că nu mai știau cine le este fidel și cine le este dușman. Se temeau chiar și de oameni din garda palatului. Se temeau de oameni care asigurau securitatea acestui obiectiv. De aceea au vrut să fie cât mai discret posibil, să rămână doar în preajma celor două gărzi, celor doi ofițeri de securitate care îi păzeau și acelor doi demnitari, Marea Mănescu și Emil Bobu. De aceea,
probabil, și asta numai ei ar putea să spună dacă ar mai trăi, dar cu nu mai trăiesc nu mai e posibil, probabil dorința de a fi discreți i-a mânat această intrare secundară. Acesta este traseul. Au ajuns într-o sală în care obișnuiau să ia micul dejun. Sigur, nu mai era cazul și nici ora și nici momentul potrivit pe 20 decembrie. După care au mers în dreapta. Aici se face o bifurcație. În sus sunt dormitoarele prezidențiale. Acolo domnau Nicolae și Ana Ceaușescu, sus, urcând aceste scări. Pe 20 decembrie însă au mers înainte. Au traversat un nou hol și au intrat în salonul de lucru, în biroul de lucru al președintelui României, Nicolae Ceaușescu. Aici n-au avut timp de altceva decât să caute cu disperare să facă vreo câteva legături cu câteva județele de partid. Ajutat de unul dintre aghiotanți, Marian Rusu, Ceaușescu a reușit câteva legături spre Dolj, Craiova, deci, Pitești, Târgoviște, Slatina, Constanța. Cel puțin așa rezultă din mărturiile celor care au fost prezenți. Și prezenți în această zonă atunci erau doar Ceaușescu în persoană, Elena Ceaușescu, care mișuna prin zonă și era foarte agitată, aghiotantul, deci oficialul de securitate, Marian Rusu, celălalt, Florian Raț, mai mult stătea la intrare să păzească, Manea Mănescu și Emil Bobu au avut alte treburi prin zonă și erau și ei mai degrabă panicați. Ceaușescu a fost cel care a luat inițiativa și, având cele două telefoane aici pe această măsuță, telefonul operativ și un telefon obișnuit, l-a pus, i-a ordonat lui Marian Rusu să îi facă legătura când cu Comitetul Județean de Partid, PCR, Dolj, când Argeș, când Dâmbovița, când Constanța sau Olt. A reușit să prindă câțiva prin secretari. Dintre toți, unul singur i-a spus că nu e liniște. Asta era întrebarea obsedantă pentru el. Cum e la voi în județ? E liniște? Și, de exemplu, Pantelimon Găvănescu la Târgoviște, în Dâmbovița, i-a spus, da, tu ași secretar general, aici e liniște, e în regulă, vă primim cu bucurie. La fel i-au spus și de la Pitești, Slatina, Constanța. Însă, Ion Traian Ștefănescu de la Craiova i-a zis, tu ași secretar general, aici se întâmplă niște lucruri ciudate, se mișcă oamenii, s-au strâns în piață, protestează, strigă împotriva partidului. Și atunci el a luat decizia, pe loc, panicat cum era, să evite Doljul, să evite Craiova și să îndrepte spre o zonă mai liniștită. Așa credea el că este mai liniștită. De aceea a optat pentru direcția Dâmbovița-Argeș. Nici el n-a fost sigur unde vrea să ajungă. Cert este că a ales pe calea aerului cu elicopterul traseul spre Boteni, Dâmbovița, era unitate militară atunci de aviație și paraștism și așa a ajuns în preajma orașului Titu și vom vedea ce s-a întâmplat mai departe. El credea că va fi acolo liniște. De fapt,